zile ca-n povești. Apar când nici nu te gândești, cu alor taine la ce bun. E ca baloană de săpun, dar o iubire e altceva. Ea este astăzi viața mea. De ce atunci ne despărțim și ca doi străini să fim? Ce poate fi mai trist ca despărțirea, să pierzi în lume tot ce ai iubit, să nu mai simți nimic decât tristețea, căutând zadarnic fericirea. Cum să te dăruiești singurătății, când mai presus iubești cu prețul vieții? Când-ți faci inimă să uiți de toate, te opresc și te iert. În zadar magic vei pleca. Cât am suferit vei uita. Tot ce vreau să știu, te-am iubit și îți doresc să fii fericit. Gânduri iar mă duc în trecut, ca într-un tai Arențean a avut încredere în mine de la început, a văzut în mine o speranță și am avut parte de o pregătire senzațională și dură, dar în același timp rezultatele se vedeau. Durerea pe care ne-a lăsat-o dispariția ei nu o pot descrie în cuvinte, pentru că a fost îngrozitor. Nu știu, am simțit așa ca o, pe lângă faptul că ne era profesorul, simțeam și o prietenă apropiată și mamă cu care ne putea sfătui și puteam vorbi orice, poate chiar mai mult decât cu propria mamă.
timpul liber pe care l-avea tot cu noi și îl petrecea cu, nu știu, încercând să scoată din elevii ce e mai bun. Și i-aș mulțumi întotdeauna pentru acel început din cariera mea.